Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal de YouTube Un clip în care vă voi prezenta ultimele noutăți despre EFC 25 Pentru cei care ați cumpărat Ultimate Edition-ul au mai rămas doar două zile pline să zic așa până la lansarea jocului și anume pe data de 20 septembrie și anume vineri astăzi este marți dacă vedeți bineînțeles clipul chiar când îl postez Uh, mai e foarte, foarte puțin și am spus pentru că au mai apărut o grămadă de leak -uri. Se știu uh, mult mai multe chestii bineînțeles decât uh, se știau uh, acum două săptămâni, acum o lună Am zis să fac un clip în care să vorbim despre toate noutățile acestea Nu uitați să dați un like înainte de a începe, m-ar ajuta tare, tare mult de asemenea și o abonare acolo Să facem și noi cât mai repede 14.000 de abonați pentru că nu mai avem mult deloc Încă vreo 50 de abonați cam așa și ajungem acolo la 14 ca bineînțeles EFC 25 Așa cum spuneam este foarte aproape Și avem aici întreg calendarul Cu datele în care Se vor întâmpla anumite chestii Să spun așa pe EFC 25 Și anume 16-17 septembrie content creator access Acum nu știu Cât de sigur Este această dată Pentru că 16 septembrie a trecut Suntem pe 17 și încă n-am văzut pe nimeni Să aibă acces S-ar putea pentru că Web-ul s-a decalat și va fi abia pe 19 septembrie, s-ar putea ca și content creatorul accesul să fie, nu știu, 18-19 septembrie și atunci cel mai probabil să fie pe 18. Nu? Așa, așa o văd eu. Pentru că, așa cum am spus, web-ul va fi lansat abia pe 19, nu pe 18 cum scrie aici. Da? De asemenea, Team of the Week 1 probabil că tope 19 din moment ce și web ul va apărea abia joi, da? Însă, Xbox Early Access-ul, uh, PC și PC Early Access și toate astea nu s-au schimbat, datele au rămas la fel. Cea că cei care își mută regiunea pe Noua Zeelandă, cei care sunt pe Xbox doar ei pot face treaba asta, bine, poate fi făcută și pe PlayStation doar că nu funcționează, adică doar pe Xbox e glitch ăsta să spun așa, uh, pot juca cu o zi înainte, v-am spus, e ca un glitch de care cei care se pot juca, cei care se joacă pe Xbox pot uh, profita, bineînțeles. Uh, pentru cei de pe PlayStation și PC primesc accesul în mod normal pe data de 20 septembrie, dar e de precizat că și cei de pe Xbox și cei de pe PC și cei de pe PC au acces uh, la joc pe data de 19, respectiv 20 septembrie, doar dacă dețin Ultimate Edition-ul, adică dacă ai ediția standard, nu vei putea juca decât pe 27, probabil că dacă ești pe Xbox și acolo funcționează să joci pe 26, dar... În schimb, îți trebuie obligatoriu Ultimate Edition-ul pentru a juca, bineînțeles, cu o săptămână mai devreme. Asta depinde doar de voi, fiecare știe ce ediție și-a cumpărat, bineînțeles. Așa că, acum intervine partea interesantă. Free Hero Player pe data de 20 septembrie nu a mai primit niciodată un Hero gratis la început de joc. Anii trecuți, de când s-au băgat cardurile Hero, bineînțeles, s-a dat câte un Hero gratis pentru cei care aveau ediția Ultimate. Mare atenție din nou, doar cei cu ediția Ultimate beneficiază de toate chestiile astea, de fapt de astea două. Um, și anume, de obicei primeam acest card Hero pe la final de noiembrie, dacă nu mă înșel eu. Acum însă vei primi la început de joc, fix pe 20 septembrie, când ai acces la joc, un free Hero Player. După care, această variantă de Hero va fi upgradată, cred că automat, undeva, așa cum spuneam, pe la finalul noiembrie. Dar totuși e un avantaj că încă din prima zi tu vei avea un card în echipă. Și probabil, bă, n-are cât de slab să și fie ca să nu țintre -ți uh, un, un card uh, acel hero pe care ți-l dă încă din prima zi. Adică, bă, frate, ți-l dă în prima zi cât de slab el tot joci acolo cu el unui Chenli ceva. Deci, mi se pare o chestie benefică. Uh, 4600 FIFA points bineînțeles, tot pe 20 septembrie. Uh, Strike Revolution-ul însă nu uh, va avea vreun... Uh, cum să zic, nu vor avea cei care au editat Ultimate vreun beneficiu la acest uh, Striker Evolution, primul Evolution uh, din ce știu eu de pe FC25, pentru că va fi lansat abia pe 27 septembrie când uh, va fi și full release-ul, bineînțeles. Cam acestea sunt datele importante, așa că mergem mai departe și anume la Milestone Pext uh, pe care le putem lua dacă dăm goluri, asisturi și chestii genul au fost an de an și se pot face pachete bune din care ai șanse să prinzi carduri mișto. Ceea ce s-a schimbat e, asta știu sigur, că nu mai trebuie să marchezi 500 de goluri pentru a lua acel pack de 100k, ci doar 250. Oricum chestia asta se făcea la Squad Battle, pe Beginner, în, nu știu... 10 meciuri să zic așa terminai Bine poate mai mult Dar acum cu 250 de goluri Cred că în 7-8 meciuri să zic maxim Reușești să iei pe cu ceea ce e clar un beneficiu În schimb la asisturi trebuie să dai 400 Asta cred că a rămas uh, la fel ca înainte dacă nu mă înșel Sau uh, oricum e mai greu să dai E mai bine să fii invers Pentru că de recuperezi mingea direct acolo, Și nu mai dai pasă și nu se pune ca asist Bineînțeles se pune doar ca gol Era mai bine să fie mai mult, asisturi Dar merge și așa Vedeți aici toate pachetele Da, 50 rival swings Bine, astea le faci pe parcurs Dar ce poți face încă din uh, prima zi De ce nu? ia acest obiectiv cu 100 de goluri de unde primești un pack de 55K și anume un rare mega pack, un pack de 100K jumbo rare, player's pack și vedem pentru 50 de goluri din voleu la fel, pentru 50 de goluri cu power atunci un pack de 35K, la 75 de finesuri un rare mega pack și așa mai departe niște pe bune pe care nu ai de ce să le ratezi dacă vrei o echipă bună, bineînțeles, de la început de joc. Și acum intervine partea foarte interesantă și anume Weekend League. -ul. E o care nu s-a aflat până ieri. Da, părea că totul e ok, totul rămâne la fel. Nu! Weekend League-ul nu va mai avea 20 de meciuri, va avea doar 15 meciuri. Iar la calificări de asemenea nu vei mai avea de jucat 10 meciuri, ci doar 5. Ideal la calificări care... Înainte din 10 meciuri pe care le aveai, care deci trebuia să faci par win-uri ca să te califici, teoretic simplu, am toată lumea se califică acum din 5 meciuri, da, sau un jumătățit meciuri pe care le-ai de uh, jucat maxim, da, deci tu poți bineînțeles dacă îți faci unele din primele meciuri, gata, poți să le donezi sau să faci ce vrei, dar uh, înainte aveai maxim 10 meciuri de jucat, da, cu că facem mai multe, luai și premii mai bune, în fine. Ideea în acest moment este că tu trebuie să faci 3 din 5 winuri. Deci, dacă înainte aveai 4 din 10, acum ar fi trebuit 2 din 5, dar nu e 3 din 5, va fi un pic mai dificil. De asemenea, s-au schimbat, bineînțeles, și rancurile. pentru că uh, acum, acest rank 6 care însemna înainte 9 winuri, acum înseamnă 8. Da, deci cu un win mai puțin, dar cu 5 meciuri mai puțin, același rank. Uh, rank 5, care însemna 11 winuri, acum înseamnă 9. Rank 4 care însemna 14 Înseamnă 10 Rank 3-ul care era 16 win-uri Acum e 11 Deci aici mi se pare totuși că e mai ușor Adică așa pare teoretic E mai greu să faci cumva chiar și rank 6 Că înainte dacă tu faci 9 din 20 Poate nu faci 8 din 15 Înțelegeți ce zic? Dar dacă făceai 16 din 20 Acum să faci 11 din 15 S-a cam păstrat acolo procentajul să spun așa Rank 2 care însemna 18 uh, win-uri Acum trebuie să faci 13 din 15 Iar bineînțeles rank 1 Și aici de fapt a intervenit o chestie Înainte trebuia pentru rank 1 să faci 19 victorii din 20 Acum nu Trebuie să faci 15 din 15 dacă vrei rank 1 E interesant O să fie mai greu cu siguranță Și ținta mea pentru primul weekend league Să zic așa este rank 5-ul 9 win-uri din 15 care pe vechi însemna cumva un 11, da? Un 11 din 20, acum ar fi un 9 din 15, mi se pare ok. Bine, să mă și calific, să un pic am la 3 din 5, greuți un pic acolo, bun. Uh, hai să vedem rapid și premiile, aruncăm așa un, uh, un ochi rapid peste uh, premiile pe care le vom primi, nu intru, nu dau uh, pe full screen ca ați văzut acolo că nu se prea vede cum a fost scena, dar vă spun eu în uh, mare parte la rang 1, hai să spun așa, Rank 1, rang 2 și un rang 5 cât uh, e media să spun așa. Deci la rank 1 ai așa 200.000 de, de coins, mai atenție din prima săptămână, da? Deci o să fie mega echipă, o să fie nebunie și o să se plătească contaci, o să fie nebunie maxim, așa că eu vă îndemn totul să vă jucați voi. Mi-e frică că mă bat rău alții la Weekend League dacă nu, de asta spun, nu că aș avea ceva cu, cu cei care joacă pe alte conturi, bineînțeles. 200.000 de, de coins la rank 1, un uh, tradable 85 ori 10, un tradable 84 ori 10 Deci ce luna august 85 ori 10 data direct, luna septembrie început de joc 8 ori 10 e tradable Ne-a rupt uh, base icon Deci tu în fiecare săptămână Că ești bun tare și faci rank 1 În fiecare săptămână Încă din prima vei primi câte un uh, double base icon Doi uh, Jucătorul, un pec cu un 89 plus ori 2, asta e ideea, un pec 82 ori 30 din nou în și 3 tradeable team of the week. Incredibil, mi se pare. La rang 2, 13 win-uri, adică 110.000 de coins, 284 plus ori 10 tradeable un base hero 86 plus în uh, uh, bineînțeles 2, 88 plus în adică un 88 ori 2, un 82 ori 25 în și... Două pachete cu 3 Team of the Week tradable. a, ah, înainte ai 3 pachete cu 3 Team of the Week tradable. Acum vă la rank 1. Mamă, e deci 9 Team of the Week. Top. Bun, hai să vedem un rank 5 așa, să zicem, am spus, eu cam asta cred că e media, asta e și unde țintesc eu. Deci unde țintesc eu un rank 5. Hai să vedem dacă aș face rank 5 la primul weekend ce aș primi. 45.000 de coins, ok, un 82 ori 10 tradable, decent, base hero maxim 87 de tradable, mi se pare destul de ok, Um, bineînțeles, un team of the week tradable, uh, un 87 plus un și 15 81 plus la fel un 3 E aici avem uh, premii pentru fiecare rang, dar nu are rost să uh, le mai zic pe fiecare pentru că veți vedea în câteva zile când ești făcut bine, uh, bineînțeles puteți intra pe Twitter să vedeți și voi această uh, postare. Mergem și mai departe la numărul de meciuri care la FC24 era unul mult mai mare față de cel care este la uh, EFC 25, însă cred că va fi mult mai greu la EFC 25 Și anume, în loc de 20 de meciuri la Weekend League vei avea de jucat doar 15, da, au scăzut uh, 5 meciuri Bun, în loc de 10 meciuri la calificări vei avea de jucat doar 5, asta mi se pare o chestie tare Pentru că joci la calificări cât așa, dar până la urmă totuși tare e la Weekend League sincer, m-aș fi așteptat sau nu știu, dacă îmi zicea cineva, bă, o să scadă meciul Harry și aș fi spus, are cum, că oricum, acum câțiva ani erau 30, acum mai mulți ani erau 40, adică, de ce să scazi la 20 după încă iară, la 15, uh, probabil pentru că, pentru că, cu siguranță, îmi asta, uh, de ce scad, frate, meci? E bine, Probabil vor băga din ce am înțeles mai multe game moduri, să nu se mai joace lumea doar Weekend League, doar Rivals, doar astea, Uh, să mai bage alte moduri, o să fie și moduraje, unde o să poți da de acolo premii, să vezi ce pachete va da și acolo, pentru că încă nu se știe uh, Așa că, în loc de 20 de la weekend league, am spus 15, în loc de 10 calificări, 5 La square battle, în loc de 32 pe care ai putea juca 14 Acum nu știu dacă e cineva care se juca weekend league, rivals, uh, calificări și mai băga și 32 la square battle Că eu nu, adică eu ce mai jucam la square battle, la obiective și astea, nu mai apucam să mă joc la square battle să fac puncte În schimb, acum cu 14 meciuri, interesant în loc de aici intervine chestia, doar aici a crescut, da? În loc de 7 win-uri, aici nu prea e zis corect, da? Uite că spune aici în paranteză, bă frate, sunt mai multe. Adică tu la să aveai de făcut 7 win-uri la FC24, acum nu că... Uh, vei juca, nu că vei avea 15 meciuri de jucat, tu vei avea 15 câștigat că vrei reward-uri upgradate. Sincer, preferam ca înainte. Deci preferam oricând 20 de meciuri la Weekend League cu 10 a calificări decât 15 cu 5 și în loc de 7 la Rivals 15. Probabil că va face totuși și cu nou sistem de la Rivals pentru că rivals a fost anul ăsta cam irrelevant. Toată lumea ieșea, nu te putea retrograda în divizii, lumea nu, mai prea, nu prea mai jucam și probabil vor să-l facă mai competitiv. Așa că în weekend, după ce îți vei termina Weekend probabil că vei băga și Rivals. Nu vei mai putea, cum făceam eu de exemplu, Uh, miercuri seara, înainte de reward-urile de la Rivals, să fac repede 7 win-uri și gata Că nu faci 15 win-uri miercuri seara, că o să joace toată lumea probabil O să fie o nebunie totală, chiar sunt foarte curios Deci, per total, numărul de meciuri teoretic a scăzut Dar uh, să faci 15 win-uri la Rivals, cu siguranță nu vei avea de jucat doar 15 meciuri Ci mult mai mult, încă o chestie interesantă care nu apare pe aici nu vei mai. Uh, nu, nu, cum să zic? Nu ți se va mai pune meciul ca jucat dacă tu vei ieși la 0-0, da? Sau oricine va ieși la 0-0, nu i se va pune meciul ca jucat. Deci nu vei mai găsi la weekend league persoane care să iasă la 0-0 în loc să-ți doneze meciul. Cred că dacă te lasă să dai gol și apoi iese, se pune meciul tău, da? Se pune win-ul tău. Uh, o chestie interesantă cumva cred că încurajează să donați meciul dacă nu vrei să le mai joci, dar uh, probabil... Uh, au gândit-o nu asta, nu ca să doneze uh, tu meciurile, probabil au gândit-o uh, ca lumea să fie mai competitivă, da? Să nu mai ai 11 winner, să zici, bă, mai am uh, 3 meciuri, nu mai încerc, mă, să fac 14, cum era pe vechi acum, că ăsta pe nou, Până mă reglez cu limbajul de nou Weekend League, să spun așa. Astfel că tu, dacă vei avea, mai avea 3 meciuri de jucat, să nu mai zici, bă, lasă că le, le dau așa, ies chiar la 0-0. Nu, te va încuraja cumva probabil să joci, să zici, bă, n-are rost, mă, să-i donez ăsta mai, și mai bine joc, poate îl bă, poate fac... 14 win am v-am spus, pe formatul vechi cum era. Așa cred că au gândit-o, altfel nu știu ce... E, yeah, lor de place toxicitatea, mă, stora de la eSports. O zicem sincer acum. Uh, avem de asemenea Welcome Pack. Uh, care se vor întoarce. Da, deci um, welcome pecurile uh, pentru jucătorii care au jucat edițiile precedente, da, uh, vor primi niște pachete pe FC25 la început de joc. Acum ce pachete sunt, nu mai țin minte că s-au mai dat, da, erau ceva de genul... Uh, <laughs> Zice bine băiatul ăsta în comentarii Să ne dea un pe un jucător Nu, dar era și pe vechi, ceva 80 x 2 De astea nebunii Da, poate, poate Așa sare un Mbappé sa, cine știe zic și eu Poate la mine Cum ar fi La mine La persoana mea Nu la mine Nu la mine Iamal, nu. La mine mal ar fi bun și ala, Dar cred că va fi ieftin Chiar du gol Team of the week nu Așa că dacă vorbim de la mine mal Team of the week Um, eu așa acolo Cred că asta e postarea dar nu, nu e problema. Până atunci avem un uh, nou Ribeck Evolution. Ați văzut că un set Evolution uh, a fost anunțat uh, cum ar veni oficial pe 28, uh, 27 septembrie, da, s-a licuit acolo. Însă vom avea cât de curând și un Back Evolution, uh, maxim 82 Vere, maxim 7 playstyle-uri, fără roluri. Va fi și chestia asta de învățat eu n-am înțeles, nici nu m am bătut capul. Vreau când se lansează jocul să vă băcesc rolurile ce nebunile alea. Uh, mare atenție, da, că am ajuns la momentul ăsta să vă spun și... Dacă ați rămas până aici, uh, fiți foarte atenți pentru că vineri se uh, lansează jocul Da, vineri băgăm mare, mare live, băgăm și sâmbătă, poate chiar și duminică Cred că facem maraton de la 3 live-uri uh, consecutive Să-i dăm acolo, frate, să facem grind puternic, să ne facem echipă Pentru că prima săptămână nu e weekend dar apoi începe nebunia Rivals weekend league, toate le aia trebuie să fim pregătiți Trebuie să învăț și eu jocul pentru că se schimbă câteva chestii, sincer Vedem aici câteva variante de rideback-uri pe care le-ai putea evolua Acum nu, nu se știu upgrade-urile zice aici că upgrade-urile sunt doar o predicție da. Acum am ajuns la Team of 2 că, că tot vorbeam mai devreme de la Minimal Și am spus așa Acestea ar fi cam cei mai buni jucători Nu e confirmat oficial, nu e nimic sigur Dar ar fi așa o predicție De Team of 2 cu cei mai buni jucători Cu siguranță vor fi și alții mai slabi Și vom avea așa, Gabriel Magalaes. Deo Hernandez la Yamal, Mal, Delic, Delik, Lugman, Dembele, Diaby, Watkins, Hansen, Messi și Harry Kane. Nu e Haaland, băi frate. A uitat pe Haaland, a da, dat dublă n are, cum să nu n -are, n are cum să nu primească um, Team of the Week și Haaland pentru că a fost a fost super bun și el acolo și eu zic că trebuie să fie și el în cărți pentru a primi Team of the Week. A uitat băiatul să-l pună, nu e problemă. A, vi l-am spus eu. Așa că scrieți în comentarii pe cine v-ați doriți, dacă vreți să vi se îndeplinească, dați un like și un subscribe, bineînțeles, acolo. A, mai avem câteva carduri confirmate care cred că vor fi, a da, și zice, available în... vorbesc două cuvinte în engleză, trei în română, available in season one, total, arat, și asta va fi numele. Total Rush va fi numele primului sezon de PFC 25 Și la obiective vom avea Traore care e confirmat ratingul 88 și Playstyle plus rapid, pentru că chiar cei de la e, e, e Sports la liquid, bineînțeles. Și vom avea așa Muriel, Fontas, Nacho, Hill și Gogul de Gaul. Cine e ăsta, mai frate? Da, nu știu, Damaterore e interesant și cu Playstyle Rapid Plus. Tare acolo, tare, tare tot. Da, să vedem ce, ce vor cere și mai avem încă un obiectiv foarte interesant și anume Robert Sanchez, portar gratuit pentru toată lumea la început de FC25, un portar și cu lincuri bune, da, Premier League, spaniol. Cred că ne va ajuta acolo și pe partea chem. obiectivul, să afla chiar și ce trebuie să faci pentru obiectiv, e incredibil cum află băieții ăștia, toate chestia astea. Să nu iei mai mult de un gol uh, în 5 meciuri, le poți juca, bine să-ți battle să dai gol din uh, fines, 3 goluri din fines, da, cu jucătorii în Premier League. Să marchezi cel puțin 2 goluri în 4 meciuri separate și să câștigi 7 meciuri cu minim 6 spanioli în primul tău 11, deci foarte, foarte ușor. Uh, îți dă un portal bun, părerea mea de început, uh, chiar nu știu, ea ia, ia vreau să caut doar așa. Ce înălțime are Robert Sanchez? Sunt foarte curios pentru că știm bine înălțimea contează la portari, așa că hai să vedem ce înălțime are Robert Sanchez și dacă într-adevăr va fi un portar bun de început de joc, uh, el are un metru. 97, mamă, e genial înseamnă, o să, eu zic că o să fie meta, așa de început, ți-l dă și grat, bine, grat, faci face un obiectiv, simplu Hai să mergem mai departe că deja ne-am lungit, un nou uh, card uh, care va veni cât de curând este uh, Davida Laba Flashback SBC, deci e incredibil frate cum se află toate astea SBC deja, deci avem deja primul SBC anunțat oficial, va fi David Alaba Flashback, stați sunt o predicție, bineînțeles, dar din ce am înțeles va avea LB și s-ar putea să aibă câmă și cât de ca alternative position, așa că dacă pe ul ți se pare prea mic pentru un LB, l, l a aruncat la mijloc, are și defending, are toate nebunile, Îi mie mi se pare tare, știu că l-am avut anul trecut, a fost, a fost un evolution, ceva de unde puteai obține un Alaba destul de jmecher acolo cu stați ori, am avea și perioada aia, Uh, știu că în preajma Crăciunului a fost uh, acel uh, evoluție, abia aștept frate să înceapă jocul să-i cu grind Pentru că pe FC24 deja de 2-3 luni nu mai ce să faci Așa că David Alaba va veni cât de curând ca SBC Și ultima chestie, vei avea la fiecare card un average transfer mark price Adică un preț mediu uh, al cardului Ca să nu mai stai tu să cauți bă cât costă ăsta, vezi acolo 150 Griezmann, bam, la la, la la lista la... 138 dacă vreți să se vândă ție mai repede Dar bineînțeles ce mai sigur e să cauți tu, pentru că s-ar putea să mai fie greșel Gliciuri, știm pe cei de la sport, S-ar putea uh, Până se updatează prețul ai De fapt să mai scadă și tu să pierzi timp și Ăstea, așa că tot mai bine cauți tu prețul cel mai mic Dar e interesantă și chestia uh, Asta. Cam ăsta a fost clipul de azi Sper că v-a plăcut, sper că v-a mai lămurit Voi mi-ați cerut clipul ăsta și uh, L-am făcut uh, pentru voi acolo cu cele mai uh, noi chestii care s-au mai aflat despre fc 25 sper că n-am ratat nimic, dacă mai aveți voi vreo noutate pe care n-am inclus-o în clip, lăsați-o în comentarii că vreau să aflu și eu cât mai multe. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez o zi sau o seară faină, depinde când v-ați citat acest clip, nu uitați de replica, jersey, codul CIPI pentru 12% uh, reduce acolo cele mai tari vă urez o zi sau o seară faină, depinde când v-ați acest clip, pa, pa!